Chiar dacă vacanța de vară este în toi, elevii din Megidia nu au uitat drumul spre bibliotecă. Fie că au o pasiune pentru citit, ori sunt nevoiți să răsfoiască lecturile obligatorii pentru școală, zeci de copii au devenit în această perioadă clienți fideli a instituției de cultură. Puțini sunt cei care ar crede că elevii din ziua de azi ar mai petrece timpul liber în bibliotecă, cu atât mai puțin acum în toiul vacanței de vară. Dar Biblioteca Municipală din Megidia este zilnic plină de copii. Zeci de elevi vin în această perioadă să împrumute cărți, mai ales că trebuie să citească lecturile obligatorii recomandate pe timpul vacanței. Pe timpul vacanței, elevii au început să vină către bibliotecă pentru a-și pregăti lecturile suplimentare care sunt în ajutor, le vin în ajutor pe timpul anului școlar. Sunt copii de vârstă, începând de la vârsta preșcolară, și elevii de liceu. Preșcolarii care au venit astăzi la bibliotecă și-au făcut fișe de lectură și sunt extrem de încântați de faptul că vor putea împrumuta frecvent cărțile de care au nevoie. Am vrea să ne facem niște fișe, să împrumutăm niște cărți pentru vacanță și în același timp să și descoperim mai multe despre lumea lecturilor. Am înțeles. Văd că ai o fișă de lectură. Ai ceva de citit în vacanța asta? Da. Îți place să citești de obicei? Da. Și cam ce ai tu pe fișa de lectură? Ce cărți? Ion Creangă, Emil Gârleanu, Petre Dulfu, George Topârceanu. Crezi că o să reușești să le citești pe toate în vacanța asta? Nu e prea scurtă? Nu. Deci te descurci. Da. Îți place. Ca să împrumutăm niște cărți, ca să le putem să citim în vacanță, că cam am întârziat cu timpul. Am înțeles. Deci aveți ceva de făcut în vacanța asta? Avem. Cam câte cărți aveți de citit? Păi, să citim un roman și vreo 4 lecturi. Deci n-aș fi chiar atât de mult. Da, ar fi. Te descurci? M-aș descurca. Îți place să citești? De obicei citești romane, eu știu, cărți? Da. Care a fost ultima carte citită? Nu mi-aduc aminte. Dar când a fost? Îți aduci aminte? În timpul școlii. În timpul școlii vii la bibliotecă să împrumuți cărți? Da, uneori când ne mai dă fișe de făcut și sunt cu autori și așa. Ne trimite în pauză și să luăm cărți de la bibliotecă. Pe lângă elevii care trec pragul bibliotecii mai mult de nevoie, și adulții, dar și pensionarii doresc să citească și vin frecvent să împrumute romane de aventură, istorice sau SF. Sigur, avem și adulți care vin din pasiune, dar și elevi care vor să mai citească nu numai lecturile recomandate în lecturi suplimentare, vin și ne cer ajutorul să le recomandăm și alte cărți pe lângă ce au de citit. Copiii preșcolari încercăm să-i atragem către povești nemuritoare, legende, povestiri istorice, iar pentru elevi încercăm să le recomandăm lecturile părinților care au citit și părinților la vremea respectivă. Pentru adulți sunt cerute cărți istorice, cărți științifico-fantastice și cred că mai multă istorie pentru adulți. Ei trec pragul bibliotecii în această perioadă, adulți? Da. Deci sunt și adulți, da, vin și pensionarii, vin către bibliotecă, avem un abonament la monitorul oficial și ziarele locale și vin să lectureze și ziarele și cărți, să împrumute și cărți. Chiar dacă abia au așteptat vacanța de vară, elevii din Megidia se prezintă frecvent la rafturile cu cărți și reușesc astfel să demonteze mitul conform căruia tinerii de astăzi citesc din ce în ce mai puțin.